Salut și bine am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și cu nou update! A venit update-ul ăla nou cu o grămadă de chestii noi și acum avem limuzine cu turete, după cum vedeți. Și aici e un tip care lucrează pentru Mihai. Bine, toată lumea lucrează pentru Mihai. Acum toată lumea lucrează pentru Mihai. El s-a făcut VIP. Oh, ce mașină are! Hai să mergem! Unde mergem? Mergem și noi, unde mergem? Ce dă cu spatele om? Vine după noi, dar trebuie să aibă grijă. Băi, că... nu-l ciurui și voi. Eu nu fac nimic, dar tipul ăsta de aici de sus, adică nu știu. Îți recomand să nu-ți pui ambiția cu el, că știu cum reacționează. Nu-i facem nimic dacă îl știți și astea. Nu ne băgăm mai. A fost cu noi în... Da, mai de mult jucam TF2. Acum mult timp când aveam clan de, de Battlefield, de Team Fortress 2, jucam cu el și jucam aveam clanul nostru. El e unul dintre membrii vechi și joacă rar GTA. Stai pe max la volan, asta se întâmplă. Nu se întâmplă asta. Iar te-ai de condusul lui? Conduc foarte bine. Mereu. Lumea zice, și acum am văzut lumea care zice că eu conduc foarte bine, am auzit eu. E, normal. ți-ai pus waypoint că eu vin după tine. Nu, n-am waypoint, merg... Deci merg la țară sau pisica unde? Mergi, pune la țară acolo. La bunica, da? Da. La bunica. Mă, astea sunt blindate, știi ce ar trebui să facem cu ele? Nu e bine drumul. Să facem un test în, la pușcărie, să vedem dacă... Rezistăm, știi? Acolo cred că e testul suprem. Asta noi avem armură pe noi, deci, oameni buni, asta nu este ținuta mea, este ținută de... Mihai, da. Eu eram mai sexy îmbrăcată, da? În update-ul ăsta nou, în momentul în care te angajezi ca bodyguard, te-ți dă ținută de asta cum te îmbracă el. Practic, Mihai acum ne-a ales el ținuta cu armură și chestii, știi? Da, m-am făcut eu VIP. Dacă vedeți la mine, o să uitați în... Dar poate oricine să se facă VIP. În jurul meu pe minimap, acolo este zona de VIP și cine stă pe lângă mine ar trebui să mă protejeze și primez bani și XP dacă fac kill-uri, mi se pare. Super clar. Poate oricine să se facă VIP, adică poți să... să renunți oricând din mine. Ai, deci eu practic aș putea să-mi iau toți playerii dintr-un deci set, tu practic poți să te faci VIP mâine, Mihai să... la 3 bodyguards. Observat. Deci nu e permanentă chestia, de exemplu eu dacă joc mâine și vreau să mă fac VIP să am câțiva bodyguard să fac o misiune, pot să fac. Păi momentul da, VIP care seara ești, și dimineața... Pentru cei care nu știu, nu mai poți să te pui în pasiv dacă te faci VIP. Adică devii un target pentru toată lumea. Păi tocmai asta e ideea, ca să ai bodyguard să te apere și... Da. Nu uitați, dacă vă place această serie și vreți să continuăm cu episoade cât mai multe, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Așa. Și vă arăta chestiile noi. Sărim? Da, și hai, m-am luat o mașinuță și vreau să... Sau nu? Sărim? What the fuck, doamne, vrește? Sărim! Dar așa două mașinuțe super drăguțe, pentru că nu am foarte mulți bani. Păi și o să-mi le tunez. Da, o să mergem să le vedem și pe alea. Nu am avut timp. Da, și iachturile sunt noi. Da, o să vă arătăm și iachturile. Momentan facem probă cu... Acesta este un nou tip de armură, l-am băgat și la mașini. Armură nouă. Vine să o cumperi ca armură sau stock și tipul ăsta de armură nu e la fel ca... Acum mă gândesc dacă ai armură la geamuri, știi, asta sunt curios. Asta vreau să fac și eu. Pentru că chiar nu știu. Dar vezi că ușa e deschisă asta de aici. Ai tu waypoint la închisoare? La țară, da. La închisoare nu, suntem la țară. Acolo trebuie să mergem. Am luat o mașină aseară, sau azi de dimineață, habar n-am. Cum arată cineva când vine de la bunica? Și o să vă arăt imediat când ajungem. Puneți waypoint pe închisoare, nu e foarte departe, nu cred, nu? Nu știu unde este închisoarea. Da, asta mă uit și eu. Eu de obicei e ușor de găsit, dar... Oh my god, sper să termine. No, cu... Claxonul ăla ridicol. Da. Căutați și voi închisoarea, conduc eu. Nu știu unde e închisoarea, habar n-am și nu mă bag. Stai așa. E pe lângă aeroportul lui... Trevor în... Dar așa nu habar n-am. Acolo e groapa aia. Am pus eu un noi, nu sunt sigur. Nu e aia închisoarea de acolo? Bă, nu știu, hai, mergeți voi și hai să vedem. Nu, eu știu de la aeroportul Trevor că e foarte aproape. Sau o fi asta de aici? Asta o fi? Hai, mergeți și vedem. Da, nu merge să spun eu. Nu știu, îmi dau și cu părerea că habar n-am. Aoleu. Tipul ăla trage? Da. În ce? Pe jos. Îmi scrie comandă și apare jos acolo că n-am scos Team Overly. Uite frate, cum se vede, frate. Doamne ferește. Ești că scărbun pentru grăta. Bum 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 bum. Ia, Max unde ești? Spate? Da, exact în spatele vostru. Da, trebuia să ai și șofer, Mihai. Cred că ne-a
Pot să mă pun în spate, da, în teorie. Da, dar știi, noi să te apărăm și cineva să fie șofer îmbrăcat așa la costum, știi? Da, oricum e tare ideea, adică limuzină cu turetă. What the fuck? Da. Uite, am pus bine waypoint. Cred că e cea mai tare mașină din update-ul ăsta. Uite, pe hartă n-apare. Hai să cauzăm haos. Distruge fructele! Asta înseamnă la pisică să faci haos, distruge fructele. Ia uite-l, mă, ce-s... Eu nu mai vorbesc cu Mihai, îmi dau... Doamne, ferește! Mamă, dar mi-a zdrobit capul. A căzut? Da. Mi-a arătat că a intrat înăuntru. Hai. S-a rupt ușa. Stai, că nu merge să dau pe H. F și H. Dă-i pe H. Hai să mergem. Așa. Păi că te urci în spate, te pune automat în mod de turt. Nu. Uite pe Vasile. Dă-i! Foaai, steracă. Ce nebunie! Deja două stele, bine așa, și acum deschideți, mă, deschideți. Deschide, că intrăm guns blazing. Oh my god. Ar trebui să ne deschide, știi? Deschideți poarta. Și că da, ok, aveți surete, vă lăsăm să intrați. Da, da, e ok. Mă, acum să vedem cât rezistăm pe aici, pentru că, nu știu, abar n-am. Dar tu vezi că ne arată... Așa, băieți, așa. Vezi să-mi tragem noi. Ne, pe din jur cred că pot să vă omor. Ba da. Da, mi-a arătat că sunteți cu verde, știi? Ia viteză chestia asta. Pe bune, chiar merge bine. Adică te gândești că limuzina nu merge așa. Da, păi aia... Bine. Nu merge așa. Dar nu vine nimeni bune? Chiar așa suntem? Aparent nu. Chiar așa e cognito stem? Astea se deschid? Oh, da, bine așa. Nu mai pot. Opa. Vine cu elicopterul. Aveți chiar grijă, bune. Ăștia care sunt... Oh my god. Șoferi, mai putar cele trei. Dar știi care e faza? Eu dacă stau pe lângă tine, Mihai, mie îmi dă experiență. Și mie la fel. Adică eu fac level doar jucând cu tine, atât. Hai, aici sunt beneficiu. Și știi care e faza? De exemplu, uite, zicem că Mihai nu e disponibil într-o zi. Poți să devin eu VIP-ul sau poți să devină pisica VIP-ul, știi? Da, și tot așa. Tu, repede, eu, doar eu, atât. Ok. Acum nu m-a nimerit nimeni în poziția de șofer. Nici pe mine. Și sunt sigur că m-a nimerit poliția. A, pisica mi l-a omorât pe ăsta, meu. Iertare. Oh my god. Oh fuck. Ca de obicei. Faza e că s-ar putea să fie explodat vreo mașină lângă el. Nu, l-ai omorât, ai tras să nu cred. Da, porcă că l-ai omorât tu. Nu știu cum, dar... Hai să-l luăm, da? Unde e? E bodyguardul nostru. E închisoare, omul, e pe jos. Du-te și el, du-te și el. Da, dar stai să văd unde e pe hartă. Da, că l-am luat eu. Hai. L-ai luat? Da. Dacă începem să... Hai să ieșim, bă, sunt bune astea. Deci nu m-a nimerit niciun glonț. Deci eu încă n-am luat viață. N-am luat viață, n-am luat damage. Nici eu, nici eu. Bă, dar tu vezi că geamurile se sparg, dar nu se sparg de tot? Ai observat? Mă uit la geamul meu din spate și pare spart de tot. Bă, mie nu-mi deschid ăștia ușa, tu știi? Băi, cum ați ieșit? Că mie nu-mi deschide poarta. Mie mi-arată că e deschisă. A murit, practic nici m-am uitat. Sau nu, m-a omorât el. Deci eu nu pot să mai ies de aici. M-a omorât ăsta, Alex. Deci eu văd ușa deschisă, o să vezi în video. Băieți, m-a omorât Alex. Am văzut. Bravo, Alex. Ajutor, mă lași pe mine. Eu nu mai pot să ies din închisoare, m-a prins aici. Și tot nu mor. M-a dat... Cred că asta e cea mai... Cred că asta e cea mai bună mașină blindată. M-a dat închisoare, stai că mie mi-a explodat. Deci eu n-am luat damage până mi-a spart geamul în sfârșit. Hai, vine înapoi. Am deschis ușa eu. Hai, încerc să ies, da. Nu bai. Că mie mi-a bubuit limuzina. Intră, dar nu pot să ies. Ia, încearcă acum. Hai că dai. Nu poți să ceri un elicopter să ne ia de aici? Pe dreapta aici. A, gata, e deschis acum. E deschis. Pisica, intră înăuntru, pisica. Băi, dar zi-l ăla în pana mea să nu mai intru. Intră repede, repede. Bun, am omorât eu odată din greșeală, dar nu. Fugim, ce haos. Hai. Sticky bomb. Mă, ce să zic, cu curuma te nimerea prin geamuri, să știi. Uite, cu asta a fost lejer. Pune un waypoint să ne ia elicopterul tot de pe yacht și să mergem la yacht. Ai scăpat de poliție? Da. Cum? Nu știu. What the fuck? Oprește-te oriunde. Putem merge la bunica? Nu în aer, de preferință, dar poți să oprești oriunde, dar nu în aer. Oh, pisica. Da. Dar nu sunt eu, e Alex. Ah, e Alex? Da. What? Săracul Alex.
Rise da, Authorities, auzi? Nu știu cine e Alex, da. Da, cred că a făcut Alex ăla. Uite, deci am ca VIP, am opțiune. A dat el bani să ne scapă de poliție da, sau ce? Da, instant. Ce what the fuck? Ok, cheamă elicopterul de pe iaht. Să mergem la iahtul tău. Ia înainte pe dreapta, elicopterul s-a spanat deja. Okay. Uite-l buzzard-ul. Îți dă și de ăsta militar, which is nice. Deci tot update-ul este genial. Da, și încă n-ai ajuns pe iaht. Zbor tu? Hai zboară tu. Mihai zboară. Noi suntem bodyguard, suntem... Sunteți îmbrăcați defensiv. Și e gros îmbrăcat. Nu știu de ce nu vine Alexa. Stai că cred că vine și el oare sau... Nu. El e bucuros că a luat limuzina, pleacă acum. Da, da, da. Ei, am limuzin. Hai să mergem la iaht. Lasă limuzina că n-ai treabă cu ea. Nu, vreau să văd asta dacă vrea să vin sau nu. Nu, că vine poliția pe noi. Bă, nu răspunde. Nu, hai să mergem, am încercat să luăm. Dar uite cum suntem îmbrăcați militari așa și mică. Un mare... Da, dar... O mare bărcuță pe ecran așa ca waypoint și știu unde trebuie. Ia să văd. Deci asta e faza cu iahturile, o să putem să ne luăm și noi, dar sunt... Asta aici? Hai să vă arăt cum sunt iahturile de scumpe, da? Da, poate vreți să faceți... să aveți un șoc când vedeți cât costă. Deci cel mai scump iaht, 8 milioane gol. Și gol. Și dacă vrei să ți-l customizezi, te mai costă încă vreo 2, cred, ceva de genul. Da, deci 10 milioane. 9 milioane 800 sau 9 milioane 900 și ceva. A fost scump. 10 milioane te costă tot. Deci da. Și mai pui apartamentele noi, mașinile noi și tuning-ul. Așa, la apartamente, dacă vreți să vedeți, sunt sănătos. Sunt sănătos. Sunt case, avem case, vile, pe care puteți să le cumpărați acum mai nou și ți arată și locația, vedeți că sunt alea pe munte. O să vă arăt și eu căsuța mea pe care mi-am luat-o. O să mergem să tunăm și vreo mașină de aia nouă, dar momentan vreau să văd iahtul pentru că asta e atracția maximă în momentul de față. E tare asta, poți să tragi cu rachete? Da, are și poți, e buzzard-ul pe care l-aveam și misiuni. Aha, în alea. Dar e mișto că în momentul în care ți iei iahtul, îți dă unul de ăsta gratuit. Nu? Elicopter, dar nu de ăsta militar. N-are... Trebuie să l upgradezi tu sau ce? Nu, nu poți. E un elicopter simplu care poți să-l cumperi acum. Ție cum ți l-a dat? Când alegi actul ce să cumperi la el... A, poți să-ți alegi să fie buzzard. Nu, buzzard-ul ăsta e, îl chem din meniu, din M. Că sunt VIP și am beneficii. Am înțeles. Și să chem și mașinile armored free, apropo. Care nu ar, tu ar trebui să le cumperi cu bani, poți să le comand free din meniu. Tare. Bine, oricine poate să fie VIP. Da, poți să... Da. Te vezi elicopterul ăla e moca. Nu, nu trebuie niciun bani să fii VIP. Nu trebuie bani să fii VIP. Păi, grijă să nu intrăm în apă. Holy shit, cum arată chestia asta. Te vezi ce frumos că e acolo Thief's Yacht. Oh, ce tare. Ce tare. Adică, o să trebuiască să ne cumpărăm... Pisica miau miau. A trebuit să pun staia cu Germania, din păcate, pentru că nu există al României. Cam așa arată. Cât de genial e. Steagul României. În loc de crom am pus gold. Nu că... De haur. Da, nu că aș fi fan hai, că vreau al să aurului, merg... da. Vreau să merg să beau o șampanie, hai. Hai. Dar n-ai un satelizez, că l-ai pe celălalt ba, acolo. Da, l-are acolo. Mă, dar elicopterul ăla e nou din câte văd, că eu n-am mai văzut da, elicopterul ăsta. Da, e nou, se spanează acolo. Cum să n-ai unde satelizez? Uite aici. Aaa. Tu n-ai văzut, eu sunt atentă la toate detaliile, tu nu. Ia, că vreau eu repede. Bravo. Și eu m-am aruncat. De ce mi-ați apucat doar satelizez? Aoleu, a venit țăranii pe iar. Asta e defensul lui de aici, chestiile astea. Trage cu chestii? Trage cu rachete din ce am văzut, dar sunt misiuni de astea trage. Panic. Oh my god. Nu merge să intru înăuntru? Aici, de aici, nu vă apare? Aici, că puteți intra? Nu. Ai, oricum, n-are rost o să intru, să se vadă. E, dacă de aici îi zici la iaht unde se ducă. A, doar comanzi tu unde... Să-l muți cum ar veni, să muți locația. Nu poți să conduci iahtul cum ne-am fi dorit. Puteți să cât să îi spuneți unde se ducă pe hartă. Vedeți acolo în stânga jos unde să conducă iahtul și vă costă 25.000 orice trip. Deci pentru cei care au bani nu e o problemă. Așa, hai să coborâm jos. Tips iaht. Germany, dar de ce zice Germany? Pentru că n-aveau România și prietenul meu Robert cu care am făcut primul video de GTA e half Germany și... Mă gândeam, dar stai puțin că ți-ai luat tu mașina aia 4x4, nu 4... Cum îi zice? Master Truck-ul. Aveai parcă steagul României. Nu e steagul României, asta. Mi s-a părut mie. Aici, uite, de piscina care ziceam, dacă intri... Dar unde, pe unde? A, pe jos. Te dă în chiloți? Te bagă din... Da,
Este. Vreau. Oh my god. Uite tatuajul meu după piept, că ziceai de... Flash. The Flash. Oh, dar de ce Dumnezeu am... A? Ia uite pe pisica, are sânge pe... Da. Pisica, vezi că te-a ciuruit ăștia. Este războinic. Îmi plac, m-au ciuruit. Așa. Ce ai? Hai înăuntru, aici. Dar poți să te lași și în jos, nu poți. Oh, Doamne, băi, dar ce mișto. Ne bălăcim. Eu în ocean. E, tu sit down, ba da, poți, uite. Ce? Ia uite, frate, îți spală și pe față. Oh, da. Ai vrea să facem o poză? Că merge, nu? Stai să nu ieși eu, că eu am intrat în iaht. Uite așa. Cum stă cu mâna. Și care e faza? Trebuie să fac niște sarmale acum. Stai mă jos, mă, că era bună discuția aia. Du-te, mă, în pana mea. Nu merge să... Să fac o poză? Cu aghiu în față. Cu aghiu, îmi face o poză cu aghiu, zâmbește. Cum te-ai așezat jos? Pe E. E, mă rog, da, da. Dar are niște zone specifice unde se așează. Uite, am scumieră. Am scumieră, dar nu fumez, dar e ok. Ce fac, Max? Nimic. Mi-a pus parma. Cu Arman. Mee, de un perversie. Stai, unde? Eu nu pot să stau jos. Ah, ba da, ba da. Vezi, are niște zone specifice. Da, da, da. Dar eu stau cel mai jos. Dar de ce nu stau și eu cu mâinile sus așa și mecheros? Ia uite, ce stă săracul, zici că e nevinovat. Vreau și eu cu mâinile pe sus. Ia uite, băi, are și suc. Ia uite, băi, cu beau. Are animații de-astea predestinate, aparent. Mă, dar ce șmecher, era super dacă puteam să facem... Bă, are și suc și nebunii. Păi tu n-ai, vezi că tu n-ai? Eu n-am. Uite, fumează și al meu, Caterinca. Uite, acum și-a ridicat și-a meu mâinile. Da, sunt niște animații, aparent. I-a transpirat sub rău. M-am făcut level, tu îți dai seama că am făcut level doar mergând pe lângă tine și atât, n-am făcut nimic? Hai înăuntru. Ia uite ce tare, își dă cu apă pe față. Hai pisica, lasă apă. E atât de drăguț în asta. Pe unde intrăm? Are rechine. Aici, drept înainte. Dar nu, stați lângă mine. Trebuie să vă dau eu invite apă, nu știu. Ok. Pisica, ce faci? Interrupt nearby and friends in crew. Invite, yes. Apoi nu puteți să intrați. TV has invited to the react. Să mine în grup, trebuie să vă dau eu invite. Și asta practic o să fie ca un apartament, ceva gen, nu? Adică... Da. Da. E fix aceeași chestie. Oh, dar e genial. Vreau și eu să-mi iau exact același act, vreau să-mi iau. Max, nu urca încă sus. Poți să iau și eu niște mandarine? Da. Bă, la e... Am luat de leader un pic. Ok. Uite, eu pe aici n-am fost, nici nu știu cum e. Bă, dar e imens. Da. Camera, o cam. Ia uite ce e aici. Lansator. Argheu și... Domnul mine. Bani, sunt bani? Nu, cred. Nu, e o mină de-aia. Ah, da, da, da. Deci se spune prima cameră care eu n-am văzut. Se spunează agheu. Uite o baie. Uite câte două camere. Uite un agheu. Un agheu. În fiecare cameră ai câte un agheu. Nu, ai arme. În fiecare cameră ai arme. Bă, costă sincer. Uite, poți trece o cameră în alta și mișto. Wow, ce tare. Și aici e biroul tău și eu de asta. Super șmecher. Bă, ne luăm și noi act. Și aici... Tu te aici, cu salariul de un bad... Salariul de bodyguard. Un bodyguard. Cred că mai deschizi și ușile astea. Poți să stai pe scaunul ăsta. Ce baia? Băi, pe what the fuck? Mă, pisica, ți-ai lăsat aici placa de păr, vezi? Nu, cred că a venit aia la tine, știi tu. What? Bă, nu recunosc nimica. Aia de la club. Da, a fost noi la club. Uite ce ziceam, aici nu ai. Hai sus, să vedeți și restul. Deci asta e partea unde sunt camerele, să zic așa. Da. Hai sus, la zona de relaxare. Hai. Aici nu intrasem înainte să vorbesc cu voi. Mă, ce tare. Așa. Da, Mihai s-a jucat un pic înainte pe update, înainte să venim noi și asta și da, a apucat să-și cumpere. Da, am intrat să cumpăr astea ca să nu stau să fac pe video pentru că durează mult și da. Uuu, avem bar. Uite aici zona de petrecere, mai zici ceva. Aici dăm petrecere. Aici dăm petrecere. Vreau și eu drink, dă-mi un drink. Vreau și eu ceva. Dă-la, dă-mi dă-la. Alcoolicilor. Și uite, poți stai și jos să bei. Dă-te și tu de acolo. Păi dacă dai, ce-i singurul loc în care mă servești asta? Păi da, și eu am nevoie. Deci stai la rând să te servesc. Alo? Eu nu pot să stau jos. Alo? Oprește-te un pic cu fața spre canapea. Bă, dar mie nu poate să-mi dea și mie ceva de băut. Tati, cred că asta dă. În față, față în față cu ea trebuie să te pui. Gata. Nu-ți dă voie? Și zice dacă, zice, the bartender is serving another customer, deci nu poți să, nu-ți dă decât la unul. Da, uite, aici am dă voie. Opa! A, și mie, uite că m-am așezat pe canapea. Trebuie să te oprești și să stai vreo secundă ca să se prindă ce vrei să faci. Da, da. Sper că n-a băut din paharul ăla și Max. Ia auzi la ea! Adică ce vrei să zici? Adică ce vrei să zici, da. Bă, da, e mișto zona asta. Ce te serve șeful? Ia uite unde s-a dus. Uite, cu o berică, cu ceva. Tu, domnul, poate nu te servezi cu nimica. Bă, hai să mergem.
Bă, ai televizor aici, chestii și nebunii. Da, bine, ai televizor. Poți să fumezi un bong. Da, cred că merge. Dar nu, nu băga, că știi, sunt niște emisiuni. Îți iei un... Sit down. Îți iei un copyright. Adică, adevărat că poți să stai aici să te... Da, uite, te recomandă. Hai să testăm elicopterul ăla nou, pe care ți-l-a dat gratis. Vreau să mă droghezi. Exit. Hai să nu. Ci că press A to take a hit from the bong. Da, asta poți să faci și în apartamentul inițial. Da. Așa, ieșim? Da. Eu am ieșit. Hai că vreau eu să pilotez avionul ăsta nou. Dar du-te că tu-l prăbușești. Poți să mă arunc în ocean? Mai poți să mai vin din ocean? Da. Unde? Cred? Ba nu, habar n-am. Bă, e mișto elicopterul ăsta. M-aș arunca pe doamnă. E ascuțit așa. Arată interesant și coada aia. Da, e mișto. Da, eu am urcat deja. Alo, așteaptă-mă. Ce facem aici? Păi hai, intră. Hai să fugim. Ah, poți să... Tu deschizi ușa aia mare din spate, da? Da. Ești ca VIP. Dar stai puțin, poți să deschizi aia și să tragi? Să deschizi ușa cu totul și să tragi cu arma? Da, are de asta. Ce tare e. Tare șampanie, chestii de genul. Ce tare e. Super, oricum e super șmecher. Deci update-ul ăsta e genial. O să ne luăm și noi niște iahturi și chestii și nebunic. Nu o să facem. Bine, eu momentan n-am, dar și apropo, poate să-ți vadă orice player iahtul, nu? Poate să treacă cu AG-ul. Poate să-și la tace, dar am impresia că nu pot fi distruse, adică nu. Adică la câți bani ai dat pe el? Mă gândesc că uite, mai văd unul acolo în partea aia. Mă, unde e casa aia? Unde e casa de am luat-o toți? Stai 2 secunde că spun. Mă, dată vezi că ăștia au alte culori acum pe hartă? Sunt roz unii. Gata. Cum sunt eu? Portocaliu de fapt. Deci sunt alte facțiuni criminale, nu? Sau ce? Da, pe și noi avem pe-a noastră. Suntem organizația Thieves. Și de asta sunt alt color. Dar am impresia că toți sunt la aceeași casă, nu? Da? Și uite, vezi, sunt câte trei. Mă, dar unde e casa noastră de pe munte? Te-a pus? Uite pe mapă. Gata, acum văd. Băi, am eu impresia sau coada cu carbon? La... E cu carbon, arată genial. What the fuck, n-am mai văzut. Și vezi că are niște mânere, cum s-ar prinde niște oameni de la... E prea tare. Oricum arată foarte genial. Și crezi că poate să se agațe? Adică sau e doar de formă, așa? Nu, cred că merg. Exemplu la Insurgent, dacă vreau să se urce 6 oameni în el, se urcă 4 înăuntru și 2 stau pe lateral să țin de țeava aia de sus. Da. Am făcut-o, am râs teribil când am văzut să se prinde aia de sus. Uite, arătați ca niște gunoieri care stați pe laterale. Așa. Iactul trebuie să-l vedeți seara, că se aprind niște neoane și arată foarte frumos iluminat. Da, mișto. Când era zi, poți să mai faci. Nu prea poți să schimbi, da, nu poți să schimbi. Poți face misiune. Poți să faci, după ce... Așa, parchează pe casă, dă-i pe casă. Asta e casa de jos. După ce ați făcut customize la iaht, dacă vreți să-i schimbați vreodată culorile sau interiorul sau diverse chestii, puteți tot din telefon. Deci, odată ce ai cumpărat, să zicem, un customize și vrei să-l schimbi, se poate, nu este bătut în cuie. Așa. Asta e noua noastră casă, asta de aici. Am pus tot schietă. Nu, fiecare are câte o casă aici. Hai că le arăt și eu. Uite, eu intru la mine, de exemplu. Și la fel. Enter, mă duc. Uite că am intrat toți la tine, că ai dat Join with Friends. Dar oricum aceeași casă o avem toți. Deci, da, dar am auzit că poți să customizezi cumva? Deci, avem așa. Nu, asta apartamentul al meu. Sufragerie. Deci în mare parte e cam tot. Bă, nu mă lasă să ies pe balcon. Da, și nici nu merge să ieși de aici în garaj. Păi da, că n-ai intrare. Uite aici niște elefanței. Apa asta de aici e foarte drăguță. Cum e să ai chestii de asta în casă? Dar are un gif ieftin care coboară, parcă nu e chiar atât de fluid. Și tu acum. Uite, dormitor, încă un balcon. Da, aici e dormitor, cred că aici e baia. Da, am o baie foarte mare. Și noi acum putem să ne batem cu alte facțiuni de astea criminale, corect? Adică să facem războaie și chestii. Sunt specifice care le-au introdus. Și aici e de heisturi, cu două dita mai monitoarele. Ia uite ce setup aici. Ia stai, unde-i Max? Jos de tot. Te duci jos direct la heist? Da. Unde-s banii, a? Și aici se termină piscina, oameni buni. Toată apa aia care cruce pe perete coboară în aceasta. Da, ca să are piscina, adică poți să duci la piscină? Nu merge să te duci în spate. Văd că nu poți să ieși pe nicăieri, adică e doar... Dar nu poți să ieși nicăieri în spate. Dar dacă eventual te urci pe casă și te coboară... E ciudățică casa, adică coboară în jos, am văzut o casă care să aibă 3 etaje. Da, chiar 3, cred, a? Hai că eu ies. Hai că ies și eu. Hai, ieșiți afară, hai. Și hai să vă las câte o mașină din astea noi și să mergem la tunat. Da. Avem timp. Aproximativ. Sper să se proceseze video, că filmăm și îl punem imediat pe YouTube.
Sper să nu fie 360p. Mă, dar eu am mașina în garaj, ăsta. Ar trebui, cred. Hai să văd ce mașină mi-am luat eu aici. Da. Ah, ba nu, nu, eu n-am nicio mașină aici. What? Avem două. Cred că aia am lăsat-o pe stradă, ori mi-e flotul. Stai să, hai să vi le arăt mai întâi, să vi le arăt aici când le cumpărați, la Legendary. Astea sunt mașinile noi, astea de aici. Cum mi-o fi băgat înăuntru? Eu vreau asta, cum îi zice, Bravado ceva. Păi Bravado ceva, dar pana mea. Mă, trage cineva? Mecanic. Mi-o chem, pur și simplu. Ai grijă, Mihai. Aoleu. Mai albastru. Mihai? Da, uite. Nu mă omori, te rog. Mai am pe asta, mi s-a părut foarte haios. Mă mir că ai ieșit. Dar hai să vedem asta cum se tunează. Bă, unde mi-e Bravado ăla? Într-unul din garaje, nu știu unde ți-l. What? Ce-ai făcut, Mihai, cu avionul? A făcut el ceva. Nu recunosc nimic. Bă, eu n-am Bravado de ăsta sau nu-l văd, în fine. Eu o să tunez mașina tunată. Mașina tunată. El tunează mașina tunată. Eu mi-am cumpărat decât una, care am considerat eu că merită. Restul, e? Care ai crezut tu că merită? Nu știu, vezi imediat. Aia în care îmi vine, a venit. Dar o secundă. Uite asta. Că știu cum arată tunată și n-arată rău. Mamă, ce urtești. Adică cel puțin culoare e... albastru. Stai o secundă, că mi-am chemat una cu armură. Asta? Cred, nu știu, îmi vine una. Îmi vine una acum. Ia și interiorul. Trebuie să văd. Interior, e ca un Mercedes ăsta. Hai, du-te. Dar asta nu înseamnă cu limuzină? Bă, dar nu mi-a aduce mașina aici, mi-a dat-o jos. Hai, vine o mașină. Da. Uite-o, frate, n-avea răbdare. Hai, du-mă până jos. Nu știu ce mașină mi-am luat, una din ele. Da. Acolo jos. Care-i? Hai, că oricum o... Nu, nu, în partea cealaltă. Hai, merge, Zoe. Nu știu de ce nu mi-a pus-o pe altă stradă. Mamă, are o greutate foarte mare mașina. Ok, e aceeași gata. Stai. E ca limuzina, mă. Da. Plac mașina. Hai de la spray. De la spray, mă dau cu spray. Haide. Știi că e melodie cu... Da, știu. Da. Și zic asta cu spray. Ok. Ok. Bă, dar cum se aude motorul? Nu, l-aud când am dat sunetul, mai ce să mă audă lumea, că se vaită că vorbesc încet. Sau de da, și la începutul videoului când zice aici cu Mihai și cu pisica, sau deja parcă suntem în canal undeva. Și după aia revenim. Bună! Mai încerca să se audă mască, el vorbește mai mult. Da, el vorbește mult, mult, mult. Da, te vezi, n-am mai zis nimic. O secundă. Oh, aplauze. Aplauze, vă rog. Bă, e mișto mașina asta, chiar îmi place. Să fie prezentator. Da. Îmi place mașina asta, e super tare. Mergem și o tunăm puțin. Și terminăm video. Și terminăm video, că dacă e prea lung, nu-l procesează YouTube-ul și pe aia nu e gata când trebuie. Aia, iar ne trezim că la nou îl punem. Da, da, cât mai târziu, pentru că... Mamă, cât am stat să se facă Battlefield-ul ăla. Se procesează foarte greu, dacă e peste jumătate de oră, durează, cred că, 5 ore. Nu știu de ce. Nu înțeleg de ce durează așa de mult. Ai mașina, iar muri și poți să adaugi... Da, poți să adaugi... Cât de bestială să face asta? Adică. Adică cât de mișto să faci, să tunează. Hai, uite, da, are tuning, șmecher. Chiar super șmecher. Wow, orice ar fi, e urâtă. Eu, oricum, încercam să le tunez mai rapid. Super. Mă grăbesc. Asta-i de-aia, e șmecheroasă. A, e tare. Exhaust? La musical. A, ăsta dar rămân fără ele? What the fuck? Bă, e prea bestială mașina asta și tu știi că e blindată la fel ca limuzina. Oh my god, oh my god, exact ce ador eu. Exact ce ador eu. Cred că asta devine mașina mea preferată. Era cu Roma înainte, dar acum cred că asta e. La mine încă nu e. Eu nu am preferate. Arată prea bine. Eu am preferate, dar... Când vă puneți, uite, vezi, mi-am pus numărul de matriculare cu numele meu, când vă faceți și voi aia? O să-mi fac, trebuie să bag aplicația aia pe telefon. Eu am aplicația, dar trebuie să... poți să alegi culoare din interior de la bord. Ce tare. Care merge mai bine, ăsta? Tu la... ai ajuns la spoilers pe spate, la eleron? Nu, no, stai că sunt... E un eleron lipit și unul dezlipit, nu știu care merge mai bine. Îți zic imediat. Ăla lipit parcă merge mai bine un pic. Sau așa? Cred că mai degrabă, transmission, aca. Turbonam, wheels. Mamă, ce mișto e orange-ul. High end. Ce ai zis tu? Stai roof? Da. Nu, nu, la ăla, la... Skirts. Spoiler. Da.
Ăla, Carbon Wing, așa, evident. Carbon Wing, ăla care e deslipit, adică? Da. Hai că mă uit și la culori, dar nu e rău nici ăla lip. E lipit, nu știu, pe că mi îmi place că e lipit, da. Spoiler! Oh. Da, mai sportiș. A, da, am avut o mașină de genul ăsta. Interesant. Cred că o să-l pun și eu pe ăla care, într-adevăr, arată mai sport. Mamă, turbo, știi cât de mult îți crește. Așa, și ăsta ce e? Ăsta. Mult? Foarte. Păi trebuie să fac și eu challenge-urile alea, că altfel n-am pus să pun turbo. Și la respray, mie îmi place neagră. Nu știu cum să zic, dar chiar îmi place neagră. Old school? Ha? Cromat arată ciudat rău de tot. Neagră și mată. Mată. Parcă ăsta? Secondary, ce pot să... A, secondary pot să modifici par bagajul. Nu. Nu mă interesează și trim color. What the fuck, poți să-ți modifici bordul dinăuntru, tu știi? Da, știu, pe asta vorbeam mai devreme. Poți să alegi culoarea la interior. Da, negru, parcă îmi sare în ochi, după aia nu mai știu. Mă, am terminat de tunat tot mai puțin vopseaua. Oh my god, cum arată mașina asta. Lights, plate. Nu vreau astea. Doamne, cum poate să arate mașina asta? Deci e absolut genială. Armored chrome, nu pot să spun cum arată. Nu, arată oribil. Arată prea genial mașina asta mea, exact cum îmi plac mie. Hai, ieși și voi de la tuning. Stai 2 secunde. Mamă, deci o ador cum arată. Să nu vă spunați pe mine, sper. Ok. A ieșit cineva? Eu ies. Nu te văd încă. A. O secundă că mai are culoarea pe bagaj. Da, ce tare e, poți să scoți motorul pe afară. Doamne, ce mișto e. Și am chestie de cărat cărușor. Nu e chestie de cărat cărușor. Level 44. E chestie dacă se ridică mașina asta în sus de față. Și ca să nu te răstorni. Da, e chestia în spate. Uite-o pe a mea cum am făcut-o ea. Îți place? E complet neagră, zici că e de mafiot așa. Ta-da! Ia să văd. Ia să văd cum se aude. Hai să o pun la lumină. Șmecheră. Dar pune-o lângă mea. Vezi să nu te împuști ăsta. Sau să-l împuște pe Mihai. Nu că l-am împuși, dacă... Bodyguards, are bodyguards. Te-ai făcut-o neagrămat? Neagrămat, așa ca de mafiot. Mi-am făcut vișiniu de ăsta și interior portocaliu arată genial. E super șmecheră. Nu știu, a mea arată foarte bine mașinuța asta, mai am una acasă. Uite-te puțin când îi dau drumul. Arată exact la fel, numai că e un model probabil mai vechi decât ăsta. A, îți place cum e? Ia. Eu ador mașinile astea cu motorul pe afară. Sunt așa speciale. A băgat încă opțiune, neon, on sau off, apropo. Să-ți dai doar neonul? La remote. A, da, tare. Drăguț. Adică să simt motorul deschis, dar să închizi neonul. Cam așa arată deschisă. Ce mișto interior la mine, la nimeric culorile. Super tare. Uite, vezi? Bun, oameni buni, cam atât cu episodul ăsta de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!